Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi vom aborda mai multe subiecte din actualitatea românească și nu numai. Și pentru asta l-am ca invitat în studio Info HD pe domnul Cean Maier, profesor de filosofie și critic de film. Bine ați venit, domnule profesor, în studio Info HD. Bine v-am găsit, bună ziua! Hai să vorbim un pic despre fotbalul de ieri, da? România-Ucraina, ca să începem așa, cu divertisment. Da. Să nu începem cu lucruri prea serioase, să nu acum, speriem. E un moment serios și, cum să zic, momentul serios pornește dinaintea meciului. Întrebarea mea era cum, tot contextul ăsta politic în care are loc un meci de acest tip și pentru România cumva nu putea fi o situație mai încărcată emoțional pentru un debut la Euro decât să joci cu Ucraina. Da. Dincolo de asta, vorbind strict fotbalistic, amintirile mele legate de echipa națională merg în anii 90, când copil fiind mă uitam la prestațiile lor de la Mondialul din America, chiar și de la cel din Italia, 90, chiar dacă aveam atunci sub 10 ani. Și impresia mea era, în timpul meciului, după ce au trecut vreo 50-60 de minute, că niciodată n-am văzut o națională României jucând atât de... Nu vreau să folosesc un cuvânt puternic ca feroce, dar jucând din punct de vedere tactic atât de așezat, cred că aproape impecabil, date fiind condițiile meciului, date fiind diferența de valoare existentă între cele două echipe din punct de vedere al banilor care pot fi încasați pe fiecare jucător în parte. Știți că acum așa se cataloguează echipele, te uiți pe site-urile care evaluează jucătorii. Din punct de vedere bănesc în funcție de cât e dispusă o echipă să dea pe ei și se face un calcul pe echipă. Și pur și simplu ucrainienii au un singur jucător care se apropie de valoarea lotului românesc în totalitate. Bun, mi s-a părut că primul sfert de oră ei l-au dominat. Adică sigur, da, asta e elementul magic. Pur da. Și simplu la primul gol probabil că toată energia s-a eliberat, s-a descătușat și au devenit conștienți de ceea ce pot face. Odată că și până atunci jocul în apărare era extraordinar, prin felul în care se dublau, prin felul jucătorii, strategic, tactic, cum veneau să se acopere unii pe alții, să se suplinească în caz de pericol, se aruncau în fața mingilor fără stres pentru a le bloca, adică un devotament din ăsta și un angajament absolut remarcabile și foarte emoționante. Pentru ceea ce am fost obișnuiți în ultima vreme, adică însemnând în toți anii după generația Hagi, aproape până la venirea acestui antrenor la națională. Fiindcă nu cred că e o întâmplare ceea ce se petrece, până la urmă jucătorii nu cred că sunt neapărat mult mai buni decât ce aveam acum 6, 8, 10 ani. Ceva au mai bun decât, și mai mult decât... cei care au fost generația de aur. Vă și spun, nu sunt microbist, dar asta mi-a sărit în ochi. Deci, în generația de aur se trăgea la poartă, peste poartă, de multe ori, și pe lângă poartă, și mai puțin în poartă. Deci au precizie. Da. Și sunt cei pragmatici. Acum, da. Știu să tragă la poartă. Știu să tragă la poartă. Important. Da. Cred că tot ceea ce ține de zona asta tactică și determinarea pe care o au în joc, asta țin de antrenor. El i-a așezat, da, cu siguranță, sigur, el a studiat meciul da. Ucrainei și a pregătit totul la milimetru, ceea ce este foarte rar la noi. Și asta deschide o discuție interesantă, fiindcă una dintre presupozițiile ulterioare campionatului e că e probabil că Edi Iordănescu se plece de la națională, fiindcă este prost plătit. Adică se întâmplă să ai unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Naționala României după 1990 și... Asta este un simbol al modului în care noi apreciem da, mai mult, ceea ce este valoros. Este o situație încât te întrebi față în față cu posibilitatea de a avea succes mai departe, fiindcă dacă lucrurile rămân descătușate în felul în care am văzut ieri și meciurile vor fi de aceea statură mai departe, poate avea rezultate deosebite cu Naționala. Adică calificări în afara grupelor în mod constant la 2-3 campionate de acum încolo. Da, și atunci este, cum să zic, tipul de prestanță pe care ți-l dă un rezultat de tipul ăsta la Națională, în mod normal, este greu de refuzat pentru un antrenor. Dar totuși, când pui în balanță un salariu de 250.000 de euro față de 5 milioane de euro cât a primit din Orientul Mijlociu,
e greu să refuzi 5 milioane de euro. Adică oricine, cred că atunci când vine vorba de a pune în balanță elemente de stimă și elemente financiare care ți aduc, sigur, și acolo un extra de stimă, dar pentru un alt context decât cel occidental, e greu să refuzi banii respectivi. E foarte greu. Și atunci Federația Română trebuie să gândească serios la o ofertă generoasă, pentru că, încă o dată, sigur, e ceva important ce spunea Mircea Lucescu ieri după meci. Am văzut un interviu cu el și spunea că un rezultat bun cum este cel de ieri, în mod normal, ar trebui să anunțe și să aducă după sine alte rezultate bune, altfel se va dovedi că nici acesta n-a fost bun. Dacă este doar un foc de paie și corect, o situație corect, excepțională, corect. Cum experiența, se mai întâmplă da. În istoria noastră da. În anumite momente, nu? Și la campionatele mondiale, generația lui Hagi juca cu Columbia, nu bătea 3-1 și imediat juca cu Elveția și lua bătaie. Sau Camerun în anii 90, la fel, joci cu Rusia, bați cu 2-0 atunci și apoi vine Camerun și te bate, mai știu, 2-1 sau cât a fost. Și apoi, sigur, și-au revenit un pic pe parcurs, și, dar asta e ideea, că ar trebui să urmeze un alt rezultat bun care să confirme că nu este o situație, așa, o seară, mă rog, o după-amiază de excepție, o situație excepțională, ci este chiar rezultatul unei mâni susținute. Și mai e ceva ce m-a impresionat ieri, și anume relațiile dintre jucători vizibile la nivel uman. Felul în care se îmbărbătau, felul în care se apropiau unii de alții și își atingeau pieptul sau umerii, cum să zic, e ceva ce spiritul vizibil acolo ca legătură între echipe este, dincolo de faptul că este emoționant, este exemplar pentru ceea ce înseamnă viața socială de la noi. Pur și simplu au fost o echipă fără să mai conteze care de unde vine, ce istorie are, au reușit să facă acolo un corp și corpul ăla să funcționeze, un mecanism foarte bine pus da, la punct. Da, lucru inedit și mai pentru e, România. Sigur, și mai e ceva. Da. E prima dată când e o competiție sportivă de acest nivel în care România arată extraordinar în tribune. A, da, corect. Deci, dincolo de jocul echipei, este dar, toată atmosfera din tribune și pur și simplu tot comportamentul românilor în München de dimineață, am văzut imagini până la ora de începerea meciului, înregistrări pe rețele de socializare cu mici fragmente din ceea ce se petrece și arătăm din nou foarte bine ca societate înaintea clasei politice și a celor pe care am văzut în tribună și a trebuit să învețe ceva din ceea ce au văzut acolo în jurul lor. Bun, asta nu știu dacă e o reflecție a imaginii și realității din țară, că acolo lucrurile au avut altă semnificație. Sigur, acum este România din afara țării, care arată exact. În ce în ce mai bine odată cu trecerea timpului, oricum ea arată bine în general, dar acum a fost un eveniment în jurul căruia se poate să se manifeste în felul ăsta. Sigur că mulți români au plecat din țară la meci, dar no, toată zona asta reprezintă o chestiune de mentalitate care arată foarte clar că locul nostru este acolo, în Europa, în lumea civilizată, fără nicio discuție. Și acum, sigur, rămâne ca țara în sine să reușească să facă pașii ăștia, doar că, din păcate, rar ori avem în țară exemple de omenie, bucurie, susținere, participare la nivelul celor văzute ieri la meciul cu Ucraina. Păi, bun, hai dacă ne-am întors în țară să vorbim un pic despre alegeri, despre... Asta era și legătura din mintea mea, că văzându-l acolo înainte de meci pe prim-ministrul României, pe Marcel Ciolacu, dând mâna cu președintele Federației, am avut așa o reținere, adică delegația oficială a României, nu prezentă la meci, probabil că a fost invitat de Federație și mă gândeam la alegerile europarlamentare și cine merge în Parlamentul European, fiindcă ăsta e, în mod normal, astăzi în media erau numai imagini cu golurile României, cuvinte de laudă, cuvinte extraordinare. Cred că dacă mergi la clasa politică și la ceea ce vedem în Parlamentul European, o să pară o discrepanță. Cum adică oamenii ăștia arată pe de-o parte așa, dar votează ceea ce vedem în zona cealaltă? Și anume, asta e. Bine. Este, dacă pot să spun mai întâi oful și apoi să deschidem un pic discuția spre... Te duci în Parlamentul European, nu? Avem zona asta, PSD-PNL, care candidează împreună. Nu poți să ai un domn școlit, elegant și cu un discurs bine susținut ca Siegfried Mureșan la capătul listei. Și înaintea lui să vină Gabriela Firea, Gheorghe Falcă și toate persoanele cu
dacă nu discutabile din punct de vedere legal, cel puțin discutabile din punct de vedere moral, prin comportamentul pe care l-au avut în viața publică în anii care au trecut. Și atunci, asta să fie ordinea valorii pentru partidele cine, care... Cine e de folos? Asta contează. Și asta e. Și atunci, este o chestiune de... Cum să zic, Karl Popper apare în discursul lui filozofii, cei mai importanți filozofii ai secolului 20, care merge pe zona asta de critică a sistemelor totalitare, societatea deschisă și dușmanii săi fiind una dintre lucrările importante de filozofie din secolul 20. Și apare acolo întrebarea, pe cine alegem atunci când mergem să... Cine trebuie să ne conducă? Și apar o serie de răspunsuri în istoria filozofiei și, sigur, în mentalitatea uzuală, mentalul uzual. În mod normal trebuie să ne conducă cei mai buni. Da, e foarte greu să știi cine sunt cei mai buni și să reușești să mergi întotdeauna la vârf în a reuși să selectezi cei mai buni sau ce este mai bun într-un anumit context. Dar întotdeauna este mai ușor să vezi cine poate face cel mai mult rău. Și încercând să vezi cine poate face cel mai mult rău, să încerci să găsești persoane care fac cât mai puțin rău și pe ele să le votezi atunci când vine vorba de a conduce, de a conduce societatea. Și în sensul ăsta, la Caracal a fost ales același primar, care este implicat în povestea de la Crevedia cu explozia cisternei de gaz petrolic chefiat. Bine, mai sunt situații de primari care au fost chiar închiși și... Și au fost votați în închisoare, da, exact, în timp ce erau închiși. De asta zic. Auziți ce spune, scuzați, da. Corneliu Coposu, apropo de treaba, subiectul ăsta. Ca și în alte dăți, calitatea umană a celui ales va arăta și gradul de educație a celor care l-au ales. Sigur, asta e de fapt marea problemă, că întrebarea e... Cum sunt oamenii care îl votează în continuare pe primarul din Caracal? Păi, singurul răspuns firesc care îmi vine în minte, adică te uiți, ok, gradul de participare la alegeri este de 45-50%, depinde de zona urban, rural, municipii și așa mai departe. În orașele mari mai puțină lume decât în orașele mici sau în zona rurală. Și atunci, oamenii care îl aleg pe acest primar, cum sunt de fapt? Nu avem un studiu clar să vedem de ce nu merg cei 50% dintre românii care nu mai merg la vot, de ce nu mai merg? De dezamăgire, că n-au pe cine alege, că nu găsesc un reprezentant valabil, că pur și simplu nu interesează, că politicul nu le schimbă viața și doar efortul personal. Da, e cel care... Am tras concluzia din de ce nu merg respectivii. Cred că tot ce s-a întâmplat în acești 30 de ani politic a dus spre alungarea... Asta e o chestiune, exact. Se poate declară, de voită într-un fel. De exact, da, coordonat. Dar asta e problema. Cum de mergi să votezi primarul care este implicat în zonele astea gri, negre, în ceea ce înseamnă comportamentul public? Singurul răspuns firesc e că, în mod normal, dacă oamenii care îl votează ar fi într-o funcție similară, ar face exact la fel. N-ar avea nicio problemă să pună mâna pe banul public, să dea contracte preferențiale, să ia din ele cotă parte și așa mai departe. Tot mecanismul ăsta, care în fapt sărăcește țara și nu oferă pârghile naturale și contextele naturale spre evoluție. No, și asta este, de fapt, cel mai trist, că dacă mergem față de totalitatea populației din România, probabil că cei care votează un primar, o persoană cu un anumit grad de cu semne de întrebare majore în ceea ce înseamnă comportamentul lui, ca să nu-l facem direct, așa? Chiar dacă reprezintă un 30% din populația totală, e un 30% care este activ din punct de vedere politic. Atunci ar face exact la fel, ceea ce înseamnă că suferim din punct de vedere al educației. Asta e. Oricât de mult încercăm să ne ascundem după statistici, după ce vrem noi. Aveam obiceiul din când în când, așa când aveam puseuri de, să zic eu așa, răscoală interioară, să întreb pe unii alții, mă, dacă tu ai fi prim-ministru sau ministru, nu contează, ai băga mâna? Majoritatea spuneau că nu. Bun, și zic, dacă partidul îți cere să-i dai, ce făceai? Păi că nu. Păi frate, înseamnă că a doua zi nu mai erai ministru, adică sistemul funcționează. Și sistemul te obligă să mergi în direcția asta, sigur, dar e și o problemă de educație, fiindcă am făcut astfel de sondaje și în rândul elevilor. Este
avem anumite discuții pe marginea lui Platon, care sigur nu este exemplul cel mai potrivit pentru a discuta de democrație, dar ideea e că apare o poveste în Republica în care cineva are un inel pe care îl sucește și devine invizibil. Și atunci face toate nenorocirile posibile că nu există consecințe. Și atunci întrebarea asta, dacă nu există consecințe pentru acțiunile tale, ești de acord ca primar, prim-ministru sau mai știu eu ce, să semnezi acte preferențiale, dai terenuri, semnezi pentru a ridica cineva o casă care deranjează vecinii, care iese din peisaj, adică orice formă din asta de corupție. Sigur, pentru anumite foloase. Rareori răspunsul este nu. Bineînțeles. Din păcate, rareori răspunsul este nu. Da, e cumplit. Și asta arată bine, că, fapt... ca să fim corect, și dincolo se întâmplă treaba asta, dar acolo așa funcționează instituțiile. Aici, la noi, 30 de ani... Mai bine decât la noi, da, asta n-au funcționat, dar absolut deloc. Și nici înainte, evident. Înainte cu atât mai mult n-au funcționat, exact, decât într-o anumită direcție. No, și asta e problema, da. Problema mai departe ne duce la domnul pe care l-am văzut ieri în tribună și care e prim-ministru. Acum, te uiți pe CV-ul lui și vezi că are facultatea începută prin 91-92 și licența luată în 2004. Este absolvent în 95 la o universitate particulară din București. Așa cum erau legile atunci, până când universitatea respectivă a fost acreditată pe fiecare facultate în parte, trebuia să susții examenul de licență la universitățile de stat. Adjutantul lui Omar Haysam. Exact. Da. Și întrebarea e, a fost de mai multe ori să-și dea licența și nu a luat-o din 95 până în 2004, că în 2004 a luat-o la universitatea pe care a absolvit-o, fiindcă primise cu un an înainte acreditare și atunci putea susține tezele de licență în interior. Și acum, nu sunt un om care să judece în general oamenii după studiile pe care le au, dar în societatea noastră, în care inclusiv educația este devalorizată prin comportamentul unor oameni din clasa politică, ei înșiși luptând să dea legile prin care să-și apere privilegiile intelectuale pe care le-au dobândit fără susținere în cunoștințe, cred că e un criteriu după care ar trebui să judecăm pe cine votăm. Da, și asta e, uitați-vă, ultimii doi prim-miniștri pe care unul este acuzat de plagiat, unul are un CV în care se vede că a făcut școala cum a putut. Așa cum se face de multe ori la noi atunci când nu poți face o facultate serioasă sau o universitate serioasă. No, și în sensul ăsta, cine ar trebui să fie persoanele care ridică instituțiile la rangul de reprezentare socială cât se poate de sănătoasă, încât să constituie piloni sociali, cum vedem, în vest? Acești oameni trebuie să o facă. Și atunci, apropo de ceea ce spuneați anterior cu acest plan, poate involuntar pus la cale, și e mult spus, probabil că a fost gândit cât se poate de firesc de către ei. Deci acest plan prin care oamenii să nu mai aibă încredere atunci când ies la vot, acestea sunt elemente din mecanismele uzuale de lucru. Și anume, populezi instituțiile cu oameni necalificați pentru muncile respective, te lovești ca cetățean zi de zi de ei, ai tot felul de probleme pe care le întâmpini în relație cu instituțiile, de unde faptul că nu mai ai încredere în ele. Și atunci nu te mai duci nici să votezi, fiindcă oricine ar trece pe acolo, trece prin partid și partidul califică omul pentru a lucra acolo pe alte criterii decât competența. Da, 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 foarte clar. Chiar de multe ori m-am gândit că școala de partid dinainte, de 89, a produs, da, Ștepan Gheorghiu și, mă rog, altele, a produs omul de tip nou care a început să funcționeze după 90. Da, după 90, da, asta este paradigma dialecticii sociale. Da. Comuniștii vin și ucid pe burghezi și apoi noi burghezi sunt postcomuniști. Corect. Adică este drama noastră națională până la urmă, din care societatea cred că va ieși înaintea clasei politice. Dacă luăm drept model ceea ce am văzut la meciul din Germania. Dar că acolo e un ceva deosebit, și anume că meciul a fost în Germania. Da, știți, apropo de ideea asta care o spuneți, în 90 am fost la un prieten în Germania, normal, un violonist, și îmi spunea, bă, oameni, știi cum e? Pe mine mă interesează politica din 4 în 4 ani. În rest, muncesc, trăiesc și atât. Din 4 în 4 ani sunt atent să văd ce aleg și
După aia fiecare își vede, aia își văd de treaba lor, noi de-a noastră. Nu? Când cineva... Aici la noi să știți că suntem, suntem captivi. Captivi, așa este. Da. Când cineva deja a luptat și a construit sistemul prin care legea să funcționeze, să te protejeze, chiar dacă sunt neajunsuri în tot Occidentul astăzi, în legătură cu locurile de muncă, sigur, inflație, salarizare și așa mai departe, nemulțumirile cresc, de unde faptul că vedem că am ajuns să le dăm lecții celor din Europa de Vest în ceea ce înseamnă trimiterea extremiștilor în Parlamentul European. Până la urmă avem cel mai mic procent de europarlamentari din zona extremistă trimis acolo, de unde faptul că, uite, e de lăudat. Păi da. Partidul de guvernare PNL-PSD pentru rezultatele obținute social și politic în contextul ăsta. Da, așa că, totuși, instituțiile din Occident sunt mult mai capabile să se apere ca instituții de incompetență și de funcționare proastă decât sunt în România, unde regula mai degrabă este asta. Foarte clar. Da, păi am înțeles părerea dumneavoastră de șef susțin. Și mai, e un ceva, adică tot așa, apropo de educație. Unde, chestiunea asta că atunci când ai de ales, apropo de ceea ce zicea prietenul dumneavoastră din Germania, faci un minim de efort să te uiți, dacă trimiți în Parlamentul European, să te uiți pe o statistică să vezi care sunt parlamentarii din România cu cea mai bună activitate, care sunt recunoscuți în mediul în care ei operează acolo. Și, în general, dacă îi vezi, ar trebui să-i votezi. Adică îți faci o ierarhie la nivelul propriei judecăți și te duci către zonele alea în care vezi că există activitate deosebită. Și, da, din păcate, nu prea avem nicio legătură cu lucrurile astea. Da. Dar să știți că și în general lucrurile s-au schimbat din 90. Și unele nu în bine, nici acolo. Așa e, de asta zic că tot Occidentul trece printr-o perioadă de criză. După 2008, după pandemie, șocuri pe care le trăim în decursul unui deceniu, un deceniu și un pic, deceniu jumate, da, urmă, care se resimt la nivel social. Cu extremă dreaptă e un efect asupra... Este un efect, sigur. Este un efect, da. Lumea încă nu reușește să își asume nevoia aceasta de deschidere și de ajutor real. Câte vreme exista comunitatea europeană fără Est, deci vechea Uniune Europeană fără Est, se simțeau protejați fiindcă erau la același nivel cultural și la același nivel de expresie socială. Odată cu intrarea, cu deschiderea Uniunii Europene către țările din Est, au apărut și problemele. Și valul de imigranți și imigrația care vine din Orientul apropiat și îndepărtat, nu, Orientul apropiat și mijlociu, pare că a pus un capac serios pe ideea asta de consens și colaborare, ceea ce, cum să zic, arată că e o problemă generală de educație. E o problemă generală de educație la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce înseamnă deschiderea asta către cel sărac, cel neajutorat și posibilitatea de a împărți avuția și bogăția cu el, dar s-ar putea ca asta să țină nu de cetățean, ci mai mult de societate care nu pregătește terenul corespunzător. Și asta poate ține și de faptul că statele slăbesc în general în toată lumea occidentală ca urmare a faptului că proprietatea privată este cu adevărat privată, impozitele sunt mici pe averile mari, încă sunt mici pe ceea ce înseamnă și există întotdeauna pârghii. Unul dintre cazurile care mie tot vine în minte și cu atât mai mult cu cât recent a fost un articol în presă în care sigur arăta din nou cât suntem noi de vine și anume că furnizorii de lemn pentru compania IKEA din Suedia, cei care fac mobilă, taie păduri importante din România, chiar păduri virgine. Și sigur că întrebarea e de ce le dăm voie, adică prima întrebare e asta, cum adică au voie să facă așa ceva și că vina e tot la noi. Dar apropo de IKEA, citisem la un moment dat un articol în care era vorba despre familia din Suedia care deține IKEA și care se mută din Suedia în Monte Carlo pentru a se scuti de plata taxelor pe avere. În Suedia taxele pe care le plăteau erau de ordinul sutelor de milioane pe an. Mari. La o familie care oricum are o avere de multe miliarde și totuși preferă să nu întoarcă societății care le-a dat posibilitatea de a-și crea averea un procent din profitul lor anual și să-l salveze mutându-se în Monte Carlo. No, așa că aici e de fapt chestiunea în jurul căreia ne învârtim. Cât de capabile sunt statele să lucreze cu avuția generală în așa fel încât să întoarcă societății, fiindcă dacă ea se concentrează la nesfârșit în mâinile unei minorități, este inevitabil să apară probleme sociale din ce în ce mai mari.
Oricât de mult investești în distracție, în spectacol, adică în forma asta de distragere de la problemele sociale, nu? Ceea ce vedem și în România, că de 3 zile nu discutăm despre furtul de la alegeri și despre ceea ce semnalează unii dintre candidați în București, de la Clotilde Armand și mai departe se preia pe Fritz, pe tot zona asta, reper cu voturile la Parlamentul European. Bine, și discutăm despre... Discuția asta acoperă multe alte lucruri. Sigur. Păi, și maschează. Suntem atrași în zona asta la alta spectacolului, nu? Concerte din București, meciuri de fotbal și mai departe, ceea ce sigur este firesc, dar e cumva... Noi suntem mai occidentali decât lumea în care trăim, de fapt. Și asta arată că atunci când încă ne lovim de probleme legate de furt în ceea ce înseamnă vot, e cumva... Și nu, mai întâi trebuie să rezolvăm aceste probleme, noi ca societate, în așa fel încât să ne câștigăm în mod real demnitatea de a putea să ieșim în lume cu zâmbetele văzute ieri pe stadion și cu bucuria vizibilă acolo. Sau în același timp, tocmai fiindcă vedem lumea de acolo și orizontul de reprezentare și de stimă pe care îl aduce un eveniment de genul ăsta, dincolo de comportamentul echipei de fotbal, propriu-zis, comportamentul spectatorilor și atmosfera pe care o creează, tipul de bunăstare vizibil pe chipurile și atitudinea lor, treburile ar trebui să ne oblige să încercăm să rezolvăm în mod serios deficiențele vizibile la noi. Nu fac iluzii că se va întâmpla. Îmi pare rău că transmit și zona negativă și nu luați doar mesajul pozitiv. Nu cred că se va întâmpla, fiindcă în țară e același lucru. Trec alegerile, vin celelalte. Încă ne căutăm un președinte care să nu fie chiar fără studii și chiar ar fi foarte trist să ajungem și acolo, cât măcar atât să rămână din instituția prezidențială, măcar ca nivel de reprezentare, dacă nu ca nivel de ținută propriu-zisă și de conduită pro-valoare cap-coadă, fiindcă altfel va fi foarte greu să răzbim din punct de vedere moral. Din punct de vedere legal vom răzbi, fiindcă eu cred că toată lumea a înțeles acum, de unde și faptul că AUR este și Șoșoacă și toată zona asta cenușie și, cum să zic, mocirloasă a politicii românești, a rămas la un procent nu nesemnificativ, dar încă inofensiv. Deci toată lumea a înțeles că direcția este UE, de acolo vin bani, de acolo vin proiecte, ne va ajuta să ne ridicăm ca societate, în același timp în care noi putem conduce în stilul nostru așa mai balcanic. Da, clar. Bun. Mergem la concertul Coldplay, care a strănit așa de multe patimi și... Care... Da, cred că a fost o bună zonă de... refugiu pentru mintea care nu vrea să accepte neapărat și să proceseze ceea ce se întâmplă în societate la nivel politic cu alegerile. A venit la fix și a dat o zonă de refugiu estetic și de sublimare în discursuri pro și contra, este rasism, nu este rasism pe... Da. Dar asta e specific, din păcate, unei categorii de persoane, personaje care... Cred că nici nu merg la vot, din păcate, respectivii. Posibil. Din câte posibil. Am stat și am analizat și, iată, venim cu toată lumea știe subiectul, normal. Noutate, la Budapesta, în concertul de ieri, cei de la Coldplay n-au mai invitat pe nimeni. Deci și-au susținut concertul așa cum s-a aștepta lumea și aici, până la urmă. Că aici vin cu o teorie, înainte de a vă lăsa pe dumneavoastră. Da. Iau muzica ca un produs, da? Da? E un produs, până la urmă. Un produs care se vinde. Uh-huh. Da? În momentul în care mă duc în supermarket și cumpăr un produs, am pe el o etichetă unde scrie ce conține, da. Conține, ce nu știu, adică sunt informat. Dacă vreau, îl cumpăr, dacă nu vreau, nu-l cumpăr. Cred că asta a lipsit la povestea asta cu Coldplay, în care oamenii au dat și 7 milioane, vorba aia. Și 7, mai mult, da. Așa? Fost biletele sunt foarte scumpe. Cele mai bani, scumpe concerte astăzi. Fără să știe că se va întâmpla și altceva acolo. Adică logic ar fi și... să râdeți acum. Aș fi anunțat protecția consumatorului. Vorbesc serios.
sunteți, bine, veți fi acuzat de rasism. Bine, fenomenul, da? Ca dacă, idee. Dacă n-ați fost acuzat încă de rasism, veți fi acuzat de rasism. Da, de ce nu sunt rasist? Am prieten de altă culoare, am maghiar, foarte bun prieten, exagerez, deci chiar... Da, ce să zic, eu nu sunt sigur că nu știau oamenii că s-ar putea să fie un moment de genul ăsta, nu-mi dau seama. Adevărul e că nu e o zonă pe care am... În fiecare concert din vest, din câte am văzut în Italia, a fost un invitat. Și acum, poate nici n-am urmărit, nu sunt un fan Coldplay, am acasă mai multe discuri de ale lor pe CD... discul din 2002, A Rush of Blood to the Head, mi-a plăcut la vremea la care a apărut. Mi s-a părut că e o formă încă onestă și decentă de reprezentare a rock-ului alternativ și a misiunii sale, dar într-o zonă pop. Așa. Pop, mult pop. Da. Dar încă bine conturat, stilistic și tematic, încă bine. Nu se compară cu ceea ce face Radiohead, de exemplu, care cred că este cea mai susținută, complexă și profundă trupă britanică de muzică rock de la generația rock-ului progresiv din anii 70 încoace, după Pink Floyd, Led Zeppelin și toată suita de formații mari din rock-ul britanic. Radiohead este cea care ține și chiar depășește pe unele zone tot ceea ce înseamnă reușită stilistică și da, în muzica rock. Iar de tot ceea ce vedem, The Killers, Coldplay, și sunt evoluții pop, comerciale, a ceea ce au încercat Radiohead în care ei să încearcă facă. Tot felul de și de tricuri comerciale cu exact. Incluziunea, gen incluziune. Asta e, da. Acum, asta e problema. Nefiind un împătimit Coldplay, nu m-am uitat cum e structurat turneul lor, dar cred că cei care cumpără bilete ar fi trebuit să știe dacă aceasta este o misiune asumată, aceasta a reprezentării unui discurs politic în interiorul concertului și a încercării de a introduce povestea respectivă prin artiști care sunt invitați. Dacă știau, ar fi trebuit să se aștepte la un mesaj de acest tip. Dacă n-au știut, ține de, acum de să zic, că depinde. Dar de cred că lucrul ăsta, acest lucru rămâne secundar în discuție, mai puțin important. Eu, pentru mine nu, ăsta. De exemplu, vreau să mă duc la o poveste unde știu ce se va întâmpla. Nu accept. E o chestiune, aici sunt două lucruri trebuie aduse în discuție. Odată că în momentul în care cumperi un bilet la un artist, automat tu deja ai adoptat discursul său. Ordine, și ești parte din ceea ce înseamnă. Păi, și aștept să se întâmple ceea ce știai, da? Și aștept să se întâmple ceea ce știai, de unde faptul că dacă artistul respectiv vine și îți montează pe scenă un anumit mesaj, el ar trebui să facă parte din normativele tale, din acceptabilul valoric. Imaginați-vă afișe în care sunt trecuți guest star și alți invitați, prieteni, friends și așa mai departe. Adică... Da. Acum e o chestiune, probabil că toate hotărârile au fost luate cu câteva zile înainte. Stafful Coldplay a studiat un pic piața din România și ca formație care este interesată în primul rând de succes și de succesul comercial, e o treabă pe care o vedem în toată istoria lor din 2005 încoace, toate clar. Colaborările pe care le-au făcut, ultimele cu Rihanna și cu Beyoncé, cu clipuri extravagante, pline de sclipit și culoare și cu piese discutabile din punct de vedere valoric, ultra discutabile și pentru muzica pop. Da, comerciale. Comerciale. Da. Cu reprezentări facile, trupuri dezgolite, povești de dragoste cât se poate de siropoase. Adică nu... Dar asta este muzica lor. No. Mai departe, asta e. Atunci când reprezinți o poveste de succes, fiindcă asta este și povestea invitatului lor din România, este o poveste de succes, pe care o putem amenda într-o discuție separată, ce înseamnă tipul de succes vizibil acolo. Și pentru mine și Coldplay este într-o poveste de succes care este amendabilă din punct de vedere moral. Toată zona asta de construcție a unor reprezentări în care oamenii să se găsească la un nivel tematic și stilistic confortabil, pentru care dau o grămadă de bani, mai ales în reprezentațiile astea live, este discutabilă ca mecanism de a face comerț cu elemente artistice. Nu sunt neapărat de acord cu tipul ăsta de construcție capitalistă a ideii de succes, dar asta este cumva o altă discuție. Dar rămâne în picioare problema asta. Dacă din punct de vedere politic doresc să vorbești despre marginali, despre incluziune, despre salvarea comunităților aflate în criză din perspectiva puterii de discriminare pe care o avem noi, nu? Noi însemnând noi,
oamenii din rasa albă, noi însemnând inclusiv Coldplay, nu? Că și ei sunt parte din civilizația și rasa celor care au putere, și atunci tu vrei să transmiți acest mesaj, cred că ar trebui să ai grijă de contextul estetic în care montezi mesajul respectiv. Corect, sensibil, foarte sensibil. Este, no, și apoi mergem de partea cealaltă, comportamentul celor care se află pe stadion. Acum, n-am fost pe stadion și pe filmările pe care le-am văzut. Nu-mi place cum sună stadionul la... Deloc, la concert, la, ok. La Metallica am plecat și eu, fără să aibă... A, așa este, stadion foarte prost sună, da. Da. Este o acustică... Nu știu de ce... Infernală. Se încăpățânează să sacrifice trupe acolo. Exact, sunt de acord cu asta, da, cu tipul ăla de acustică. Ok. Da, vorbeam de de ce facem publicul. Da, de ce facem publicul. Acum n-am fost la concert, dar am citit relatările, no, Tudor Giurgiu spunea că în primele rânduri au fost o serie de invective, dă-te jos de pe scenă, măi. Da. Și așa mai departe, adică asta, lucruri care sunt extrem de grave. Corect. No. Acum acolo e vorba de un public de 50.000 de spectatori. Nu știm motivația fiecăruia când vine vorba de fluierătura emisă live. Dar e un ceva care este semnificativ. Dincolo de cei care se aflau în primele rânduri, să zicem, care au strigat vorbele astea discriminatorii și care pur și simplu, dacă s-ar fi putut, ar fi trăit dați afară de pe arenă, instant, am văzut pe filmare că lumea așteaptă. Începe așa și nimeni nu a reacționat negativ. Până în clipa în care au început versurile care spuneau ceva cu ochii, cu amanetul, adică exact orizontul de reprezentare vizibil într-o serie de acte culturale care sunt discutabile din punct de vedere artistic, din punct de vedere al mesajului social pe care îl transmit. Bine, acolo și a fost atunci, divertisment propus, tot ce s-a întâmplat, mă îndoiesc. Așa este, sigur că putem cataloga și cultural. Atunci ce putem... Nu, ele sunt acte culturale fără să fie acte artistice. Da, dar divertisment, deci, categoria divertisment. Divertisment, da. Acum în zona culturală intră tot ceea ce nu este interzis de lege. Da. Legea face diferența între ceea ce este cultura acceptabilă și contracultură sau non-cultură. No, în sensul ăsta sunt acte. Da, există termen și subcultură și multe alte. Subcultura acum merge într-o altă zonă față de ce discutăm și nu mai complicăm lucrurile, ci pur și simplu sunt acte culturale, dar tipul de mesaj care este vizibil acolo și construcția tematică și stilistică specifică actului artistic sunt respectate. Da, acum aici este problema. Da, nu știm care este motivația fiecărui om care a fluierat, dar am văzut că au amânat fluierăturile până în clipa în care le-a fost clar că este un mesaj specific lumii neomanelelor, că și asta ar trebui să fie diferențiate. Deci nu vorbim de manele clasice, specifice folclorului țigănesc, și de tot ceea ce înseamnă zona asta culturii rome, care este cât se poate de lăudabilă și spre care au mers mulți artiști importanți ca să o cultive, de la Bela Bartok, la Goran Bregovici, toată lumea s-a inspirat din zonele astea, nu? Phoenix și așa mai departe. Fanfara Ciocârlia, Taraful de la Clejani. Cred că dacă ar fi urcat pe scenă Taraful de la Clejani, n-ar fi fluierat nimeni. Posibil, dacă urca Ciocârlia, n-ar fi fluierat nimeni. Fiindcă au un anumit mod de a reprezenta o cultură care, într-adevăr, vine cu o istorie a discriminării, cu o istorie legată de rasism, care trebuie combătute cu orice preț. Dar, dincolo, văzând reacțiile celelalte laturi în care cei care au fluierat și mai ales cei care încearcă să înțeleagă gestul respectiv, de opunere la un anumit stil de muzică ce conține elemente discriminatorii el însuși, în felul în care sunt portretizate femeile în manele, este sexist. După aia, tipul de comportament de tip scurt-circuitar la care ne-am mai referit în discuția de azi, și anume fac rost de bani prin tot felul de metode, nici nu contează, important e să am, și apoi vin și îți arăt grămezile de bani și îți arăt cine sunt eu și ce am putut face și că tu nu însemni nimic față de mine. Da, ăsta este un tip de comportament. Și pur și simplu, este inacceptabil social. Păi pentru... e un model pe care tinerii n-ar trebui să-l urmeze. Să-l urmeze, nu denotă educație și civilizație, ci denotă un soi de barbarie și primitivism specific oricărei forme de manifestare a puterii. Și din punct de vedere al teoriei rasiste, nu cred că poți să justifici un comportament care este neconform moralei acceptabile prin faptul că
membrii comunității din care provin, cei care afișează tipul ăsta de mesaj, au fost discriminați vreme de secole. Cele două elemente nu cred că sunt compatibile. Deci atunci, în fapt, întrebarea ar trebui să fie asta. Persoana care a urcat pe scenă este reprezentativă pentru comunitatea pe care ar fi trebuit să o reprezinte ca imagine a nevoii de incluziune și așa mai departe. Răspunsul meu este că nu, nu este reprezentativă, fiindcă el nu îmbracă pe scenă sub nicio formă, alta decât genetică eventual, nu-și asumă vreun mesaj sau vreo formă de prezență socială prin care comportamentul său scenic, încă o dată scenic, legat de mesajul muzical, fiindcă altfel este un om educat, am înțeles că este student la conservator, adică ceea ce face cu atât mai discutabilă toată zona asta a calității reprezentării sale scenice, așa zis, artistice, în contextul dat. Deci, pentru un om care în realitate este super educat, vorbește frumos, corect și așa mai departe, cred că nimeni n-are nimic cu el. Toată lumea, dacă e să aibă ceva, are ceva cu tipul de imagine pe care îl afișează prin muzica sa. Care este specific zonei neomanelelor, care au o serie de probleme legate de discriminare ele însele. Ele sunt o formă care conțin o formă de rostire, o formă de expresie, care conține elemente discriminatorii în interiorul lor și care reprezintă la nivelul comportamentului vizibil în ceea ce înseamnă, încă o dată, reprezentarea scenică, videoclipul, mesaje comportamentale, direcții comportamentale dificil de acceptat. Nu poți să le accepți drept firești. Da. Da. Și atunci asta este. E o chestiune care... ce să zic, nu poți să acuzi pe cineva de rasism în clipa în care se revoltă împotriva unor elemente care, din punct de vedere estetic, nu corespund unor situații acceptabile. Da, până la urmă, cred că sunt două lucruri care ar trebui, să zic eu, văzute în toată povestea asta. O mod a din management, da, a situației, e, da, pe parte, care a găsit... Da, mai vreau să zic ceva aici eu, da. O anumită categorie de public, adică i-a iritat managementul respective, și a doua, sunt unii care posibil să chiar să nu accepte genul de muzică. Povești de genul ăsta, unde te duci la un concert de rock, sigur, break sau așa, știu ce te curent, trezești, dacă... nici vorbă, n-ai nicio șansă să gândești altfel acolo. Deci e o poveste aici. Da, asta e, apropo de management și de... Atunci când, cum să zic, eșecul gestionării ideii politice pe care vreau să o reprezinte se vede în ceea ce s-a întâmplat în a doua seară. În faptul că la finalul concertului Chris Martin, solistul Coldplay, a ținut acest discurs în care a arătat că lor le place, apreciază comunitatea, ca și când ei deja i-au acuzat pe cei care au fluierat că au fluierat comunitatea, nu actul artistic, care sunt două lucruri diferite. Deci, și a zis la final, a cerut publicului să-l huiduie și pe el, pe Chris Martin, ca om care a reprezentat tipul ăsta de mesaj. Da, ceea ce e ok, o chestiune de sublimare personală și publicul a huiduit în joacă, apoi l-a aplaudat și lucrurile s-au încheiat. În realitate, ceea ce se întâmplă într-o situație de genul ăsta e că persoanele marginalizate, persoanele vulnerabile sunt folosite. Este un mod în care capitalismul și mentalitatea asta comercială a succesului se folosește de zonele defavorizate și de victimele societății și le transformă în victime și mai mari, fiindcă de pe urma discursului de acel tip ei capitalizează și mai mult. Exact. De fapt, se strâng milioane, sute de milioane de euro de pe urma sau de dolari de pe urma acestui turneu și în urma lui cine câștigă? Câștigă mecanismul de producție specific Coldplay sau tuturor formațiilor care se folosesc sau tuturor actelor artistice care se folosesc, industriei, care se folosesc de victime pentru a arăta un mesaj în urma căruia rămâne un gol. Da, aici e discuția, apropo, de cât e de sincer, cât își urmărește interesul, cât, adică... Fiindcă până una alta nu l-am văzut, deci încă o dată, poate că e doar ignoranța mea că nu am căutat încă imaginele respective, dar poate că este un promotor al ideii de pace și al comunităților sărace pe care încearcă să le ajute ca mesaj politic. Bine, am înțeles că aici imită pe cei de la YouTube. Imită pe cei de la YouTube, sigur. Da. Dar când, bine, mai sunt și alții. Poate că, așa cum l-am văzut, prințesa,
Articolul vi l-am citit pe Facebook și unde îl vedeați exemplu pe Waters. Pe Roger Waters. Sigur, Roger Waters, din punct de vedere intelectual, conceptual, artistic și așa mai departe, este singurul artist astăzi care dă statură, adică îl prezintă cu demnitate pe cel care este discriminat. Fie că e vorba de omul din Palestina, fie că este vorba de orice persoană care suferă ca civil într-o zonă de război, în mesajele lui Roger Waters, oamenii respectivi, fie că e vorba de sărac, fie că e vorba de orice persoană marginalizată, care risc de marginalizare, capătă statură demnă și pur și simplu urmărind imaginile lui Roger Waters, te simți om atunci când vine vorba de ceea ce nu putem vorbi de ceea ce s-a întâmplat la Coldplay. Da, este doar un mecanism al succesului. Da, toată cariera lor nu e... Și al capitalizării, intră, da. Sigur. Bun, e gata, emisiunea s-a încheiat despre TIFF, acel festival internațional de film Transilvania, poate data viitoare, după ce se mai așează și acolo lucrurile. Mulțumesc din suflet pentru că v-ați făcut timp să veniți și succes în continuare. Continuăm, dacă vă face plăcere, sigur, serialul nostru. Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Mulțumesc dacă ne-ați urmărit și vă doresc o după masă frumoasă în continuare. La revedere!